Apelul la 112 a venit miercuri dimineața. Locatarii unui imobil de pe Bulevardul Carol din Câmpina au sunat și au sesizat pompierii după ce au crezut că un incendiu a izbucnit la subsolul blocului. La fața locului s-au deplasat două echipaje de stingere. Nu a fost nevoie de intervenție și nici de evacuarea persoanelor. S-a dovedit în final că nu este vorba de un incendiu, ci despre o acțiune de deratizare despre care locatarii cel mai probabil nu fuseseră informați.